siguranță ai auzit de faptul că sportul este o componentă esențială pentru o condiție fizică bună. Sau, de ce nu, atunci când cauți un răspuns la întrebarea ce ne-ar putea ajuta să avem o viață activă și sănătoasă. Sportul este o activitate elementară în viața fiecăruia, aducând beneficii evidente asupra dezvoltării armonioase și asupra stării de sănătate. Sportul este de asemenea un instrument puternic care ne ajută să ne conservăm echilibrul fizic, dar și mental. Pentru încurajare, venim în sprijinul dumneavoastră cu sfaturi de la profesioniști în domeniu. Dacă vrei să te simți plin de energie, totul se rezumă la acest lucru. Fă sport! Așa cum v-ați obișnuit, o nouă serie de exerciții va fi adusă în fața dumneavoastră de Mihaela Teodorescu. Sper că sunteți pregătiți. Astăzi vă propun, dincolo de executarea cu regularitatea exercițiilor fizice și cu tehnică, să ne și jucăm. Cel puțin așa am înțeles eu, ca să fie mai plăcut. Despre ce este vorba? Putem combina sportul cu joaca, în ghilimele fie spus asta? Sigur că da, nu este propriu-zis o joacă. Folosim efectiv obiecte din viața noastră de zi cu zi pentru a ne face antrenamentul mai interesant, mai plăcut, pentru a nu ne plictisi. În plus, nu avem mereu la îndemână gantere, greutăți, diverse accesorii care sunt în sala de fitness și atunci ne folosim de ce avem. Este așa zisul antrenament funcțional, în care noi facem mișcări din viața noastră de zi cu zi, folosind obiecte pe care le avem în mod uzual. Astăzi o să avem un scaunel, un scaunel pe care îl are toată lumea în casă cu spătar, o să vedeți, și o să putem executa exerciții pentru absolut toate grupele, tot ce înseamnă grupa musculară, picioare, brațe, zona mediană, o să fie plăcut și interesant. Așadar, putem folosi scaunul nu numai să stăm pe el, ci și să ne antrenăm. Haideți să vedem despre ce este vorba. Bun găsit tuturor! Ne întâlnim din nou la seria noastră de exerciții pentru toate grupele musculare, ca în fiecare zi. Astăzi avem, ca și obiect, un scaun, un spătar pe care îl aveți în casă. Exercițiile sunt bune pentru toată lumea, deși sunt convinsă că mai mult fetele o să încerce acest tip de exerciții, pentru că sunt mai fun așa, bărbații preferă lucrurile mai serioase, zic. Bun, o să începem cu încălzirea ca de obicei, niciodată nu trebuie să ne lipsească, ne apucăm de antrenament, încălzim cât putem toate grupele, articulațiile, obligatoriu, umăr, am spus și vă mai spun o dată, umăr, șori, cot, genunchi, articulația la lava piciorului, articulația la încheietură, nimic nu trebuie să lipsească. Accidentarea unei articulații duce automat la stat pe tușă, stat fără să face nimic, o lungă perioadă de timp, pentru că se repar greu sau se pot accidenta la modul să ajungem la spital, Doamne ferește. Deci trebuie să încălzite foarte mult, da? Și atunci o să încep cu brațele. Astăzi o să fac și exerciții care când brațe, picioare, abdomen și atunci încălzim la tot. Nu este o încălzire specifică, este pentru tot corpul. Da? Ridicăm. Vă recomand câte 10, 15, 20 de repetări. Noi nu facem atâtea aici, că folosim timpul. Dar voi acasă faceți câte 10, 15, sus, jos. Da? Aici putem și articulația umărului și a cotului. Da? Încălzesc puțin mânuțele, pentru că o să am stâng în mâini. Folosesc mult articulația și atunci trebuie să încălzesc articulația. Dreapta, stânga. 20. Și zâmbii. De multe ori uit și eu de-a mi-aduc aminte. Bun. Mânuțele în șoturi. Față, spate. 10, 15, 20. Până jos. Vedeți că respir tot timpul, inspir, expir, dau drumul la oxigen, îi dau drumul la creier, da? Să pot executa ușor, să nu se facă rău, să nu amețesc, da? Genunchi, scurte, încălzire genunchi, scurt, încălzire șol, jos, jos, încălzim bine, biceps femoral, spate, fesier, super. Sar. Și sunt cam gata. Da? Scutur piciorușe. Și merg la obiectul meu. Și o să încep cu... N-am așezat pe scaun. N-am obosit. Nu, dar este unul dintre exercițiile de bază pe care le facem în fiecare zi și nici nu ne dăm seama. Dacă le-am face repetat, ar fi extraordinar.
la 10-20 de repetări, pur și simplu mă ridic și mă așez. Da? Mă ridic și mă așez. Inspir, inspir. Lucrez picior complet, da? Tot piciorușul. După cum vedeți, el seamănă cu clasica genoflexiune. Da? Este un pic mai simplu. Activăm musculatura fesierului, piciorului, quadriceps, biceps femoral. Lucrăm. 20 de repetări. O variantă grea, pe care vă recomand să încercați măcar așa de distracție, pe un picior. Pun un picior sus. Unul rămâne aici. Mă gândesc la ceea ce fac. Fac legătura mușchi, creier, pentru că altfel nu-mi iese. Focus. Creierul meu e aici, da? Și mă ridic. Hop! Și mă așez. Și mă ridic. Și mă așez. Vă rog să încercați. 10 pe un picior. O să simțiți cum lucrează fesierul, bicepsul femoral în primul rând. Și partea din față, quadricepsul și abdomenul. Pentru că zona mediană ne ține în echilibru, da? Același lucru și pe stânga. 10-15. Da? O să constatați că pe stânga este întotdeauna mai greu. Pentru că partea stângă a creierului este mai puțin folosită. Da? E mai odihnită, e mai greu să o aducem în prezență aici unde suntem. Da? Bun. Continuăm. Scuturăm piciorușele. Acea fandare clasică pe care noi o facem pe sol, pe teren, da? Folosim pur și simplu picioarele. Folosesc scaunul. Mă îndarec spate. Pun vârful sus. Îmi găsesc poziție de echilibru, da? Și cobor. Da? Expir pe ridicare, pe faza grea. Ia uitați, da? Se cheamă Bulgarian Split. Este un exercițiu probabil inventat de bulgari. Dacă așa se cheamă. Da? Foarte bun pentru zonă, fesier, biceps femoral, quadriceps, picior. Da? Și abdomenul intră aici. Fac și pe celălalt piciorul și același lucru. Da? La fel, vă atenționez, stângul lucrează mai greu decât dreptul. Răbdare și concentrare ne iese. Da? Ce vreau să vă spun aici? Încercați să păstrați piciorul cât mai în față, astfel încât să obțineți un unghi cât mai aproape de 90 de grade aici. Deci nu așa, că distrugem genunchiul, accidentăm aici, da? Bă, sigur că am obosit deja. Deci este cât se poate de eficient un astfel de antrenament. Scuturăm piciorușele, ne așezăm. N-am obosit, dar folosesc scaunul pentru ce urmează. Mă așez. O să vă pun podul palmei. De fapt, să facem de aici, da? Podul palmei. Atenție și la podea, dacă alunecă, să nu vă duceți în spate. Podul palmei, da? Călcâiele în față. Foarte aproape de scaun și voi lucra triceps, braț. Da? Expir pe ridicare. Da? Triceps, brațul nostru. Important, țineți fundulețul lângă scaun, nu mergeți în față, ca să lucrați, să izolați foarte bine mușchiul care lucrează. Merg în față, schimb deja mușchiul, intră mai mult din umăr, este altceva. Vreau pe triceps, păstrez exercițiul foarte corect. Mă ridic, scutur. Poate faceți și voi cu mine. 10-15 repetări, da? Încercăm un calup la modul acesta. Puteți să faceți și 3 serii aici. Serie, pauză, serie, pauză. Același exercițiu, da? Este un antrenament care vă poate lua o oră. Dacă doriți, puteți lucra orice grupă cu scaunul ăsta, da? Pe rând ne facem. Altceva. Biceps. Am scaună, nu? Păi ia să-l folosesc. Da. Expir, inspir.
faza grea a exercițiului, expiri. Și folosești și bicepsul, da? Folosești căunelul. Bun. Bun și pentru biceps. Perfect. Și mă așez. Și o să trecem la zona abdominală, că tot sunt aici, apoi o să-mi schimb poziția. Mă folosesc de margini din piciorușele. Trag și întind. Expir pe faza grea, pe concentrică, de contracție musculară, da? Inspir pe fază ușoară. Da? Bun. Sau, variantă, ridic aici, am deschis și închid. Mai și zâmbim cât un pic. Oricât ar fi de greu, așa e și viața noastră grea. Ne adaptăm și ne facem că nu observăm, nu? Și am lucrat aici și abdomen și aductorul, coapsa interioară și exterioară. Da? Și acum să trecem la distracție. O să iau o gantelă. Exercițiu complex. Pun un genunchi pe scaun. Mă țin bine de spătar. Stau mai la margine să nu mă lovesc, da? Am această gantelă. Cobor, ridic picior. Da? Lucrez umăr în ridicarea brațului. Lucrez fesier prin ridicarea piciorului. Și biceps femoral sub fesier, da? Lucrez abdomen pentru că mă ține în echilibru. Da? Bun. Expir. Inspir. Super. Da? Exercițiu complex pentru mai multe grupe. Sau, folosesc tot gantelă ca să activez mai bine umăr. Rămân aici. Ridic și stau acolo în izometrie. Nemișcare. Folosesc numai piciorul și o să lucrez coapsa exterioară, oblicul, coapsa interioară. Expir, inspir. Sau pot să plec o dată cu brațul. Da? Bun. Sau, pur și simplu, pun mânuța în șor și lucrez fixier. Serii, 10-15 repetări. Super! O să las gantera. Vă mai arăt două exerciții super frumoase. Pentru fesier și pentru abdomen. Da? Mă așez. Punem călcâiele pe scaun. Ne apropiem, față mai mult de scaune. Încercăm unul mai apropiat de 90. Călcâiul jos. Fesierul. Expir, inspir. Iau, da? Bicepsul femoral, fesierul. Bicepsul femoral și fesierul. Vezi, astea avem aici, da? Astea două grupe sunt lucrate foarte bine. Bun, variantă grea. Pe un picior. Și jos. Puteți să puneți piciorul sau nu? Jos, da? Cu atenție să nu anunecăm. E importantă podeaua, să nu fie anunecoasă. Puneți ceva pe ea, sub scaun. Da? Și celălalt picior, la fel. Și coapsă interioară. Pun piciorul sus, sprijin. Ridic pe cot. Sunt aici, da? Ridic și cobor. Este next level, greuț, da? Da? Pentru coapsă interioară foarte, foarte bine. Și un abdomen, jos, palmele jos, față lateral. Expir, inspir. Sau. Da?
foarte bun. Cam acestea sunt exercițiile noastre cu scaunele. Probabil că mai sunt și altele, dacă căutați pe internet o să găsiți variante. Vă asigur că sunt foarte bune, vă doresc succes, spor la treabă și ne vedem data viitoare.